beautiful sea. Am văzut eu asta în filme, așa. Așa, și vrei să vezi da, am văzut în filme și intra pac și aluneca. Iată, actrițele teatrului și filmului românesc. Mulțumim! Mulțumim! Mame de adolescenți. Roxy este în aceeași zi, în același an născută. Și în aceeași zi, dar în luni diferite, da. Pe 12 august e Roxy. Și Elvira mi-a dat meditatoarea lui Filip de română pentru Roxy. Că am avut, bă, cum s-au legrat lucrurile azi la emisiune. Am avut aceeași, în același an, capacitate. Mă rog. Da, da. Ioana, pentru că ai venit astăzi, să știi că l-avem aici pe Alex. E un român plecat în Londra, fotograf. Cred că noi ne-am mai văzut. Nu ne-am văzut. A fost în jur, mi-a acordat un premiu pentru o poză la un concurs. Da. Cu o fotografie din dronă unde se vedea o căsuță cu un lac roșu pe lângă. Am înțeles, cu... Da. Îți facem o poză, jumate ți se vede ochiul și jumate capul tău. Vrei, uite, ți arată jucare, caută o poză. A, și mi-arată, după aia îmi spune de ce sunt bolnavă și de alea. Nu, așa mă întrebat. Asta e, că n-aș vrea. Sau, mă rog, vorbim... Cred că e vârsta Ioana care ne trădează. Da. Îmi spui ce boleam. Nu vreau. Nu mă, uite, ia. Uite așa. Uite genul ăsta. Malte pum, aia are cu mulți... Ai, ce frumos. Da, făcut, asta a făcut-o la locul de pe sere. Nu trebuie să-i face și lui sere. Acum, dacă am vrut voi... Colegul actor bun. Ioana, vreau să spun ceva tare de tot. Și Ioana, ea spune în felul următor, că Filip, adolescentul ei de 16 ani, mușcă în fiecare zi când zice ceva. Mă ronțe. E o nuanță. O nuanță. Așa observ și eu la David, că începe să ronțe un pic. Și tu ai chestia asta cu adolescența. Ruxi ronță e? Da, măi, na, acum cred că face parte din fișa postului. Exact. Din fișa postului de adolescent. Ideea e că trebuie să... la concluzia asta am ajuns, că trebuie să accept ronțăiala și să țin aproape, știi? Adică să nu mă supăr pe ronțăiala asta și să mă detașez. Nu, să accepti ronțăiala, să gândești liber, nu să ții aproape. Nu gândesc, nu. Nu, hai că ne-a prins pe amândouă. Nu, noi nu gândim. Nu, ai dreptate. A, ok. Să adică să nu ții mereu aproape, să gândești liber mai bine decât să te ronțe. Gata. M-am prins. Bun. Dar nu despre Roxy vreau să povestim astăzi. Ioana, ce crezi? 8 ani de zile a fost vegană. Păi și mai ești, vegetariană, nu mai sunt. Vegetariană, adică mâncai... Dar și cum adică ai reușit? Eu nu pot mai, deci nu... Aș vrea și eu să fiu mai... relaxată? Să reușesc și eu chestiile. Nu, nu mănânc carne în fiecare zi, asta este clar. Țin la 2 zile și eu fără niciun fel de carne, un fel de post, dar n-aș putea să renunț definitiv. Dar nu trebuie, fii atent. Deci 8 ani de zile... Ia, n-am mâncat carne. Să mă încerc, dar da. Nu trebuie, fii atent ce trebuie fii să atentă, faci. Deci, cum ai început tu, de ce? Adică erai și cum ai... Măi, la mine preocuparea numărul 1 este să fiu sănătoasă și preocuparea numărul 2 este să arăt bine. Și cumva nu mai puteam să... Sănătoasă cred că se putea și cu vegan, dar să arăt bine nu se mai putea la vârsta de plus 45, că tot zic 40, dar m-am cam dus mai încolo. Așa. Să nu vorbim despre... Da, aia este, știi? Și mă chinuiam, mă duceam la nutriționist și spuneau trebuie să mănânci 2 grame pe kilogram de proteină. Și câtă linte, câtă mazăre, câte... Da, să mănânc, bașca faptul că era și foarte procesat tot ce mâncam, că mâncam burgeri, știi, din ăștia da. Vegani. Plus că eram o dată pe lună la perfuzie cu B12. Și mă, într-o zi, stând eu așa beteagă acolo la perfuzie, ce asta? E de fapt fake, adică, ia uitați-vă puțin la mine, stau cu fierul, sunt la pământ, cu B12-le sunt pe venă, mănânc, dar eu sunt vegană, știi, și mă și laud că ce bine ești, știi? Și atunci am zis, hai să încep cu cărnița. Da, 8 ani ai ținut chestia da, asta. Da, 8 ani am ținut. Dar m-am gândit că o să fie. Păi m-am început ca o fiime. Na, copiii ăștia. Așa a zis, nu mai mănânc carne. Și tu pentru cine gătești păi în casă? Și atunci câți ani avea? 8 ani. Avea 8 ani, da. Și pentru cine? Da, și inițial am crezut că zic, hai mă că e un moft. Până dă de puiul Shanghai de la zilele de naștere. Pe atunci nu știu cum e acum, dar la zilele de naștere, atunci era pun Shanghai și cartofi prăjiți, știi? Și zic până, da? Deci tot ăla e. Am crezut că mai am mâncat că mergem la zile de naștere. Și eu am zis până la primul pun Shanghai. Eu nu-i făceam, îi făceam natural și nu prea făceam nițel, știi? Nici nu știu că Ruxy n-a mâncat carne. Dar nici nu cred că este indicat. Eu am acest semn de întrebare. Acum, noi avem, totuși ne știm de
atâția ani, nu te superi pe mine, dar eu cred că când faci opțiune, știi, tu, adultul, pentru copilul tău... Dacă copilul vrea asta și el așa a simțit el... Bă, da, mă, dar el are nevoie să-și ia, adică totuși sunt anume vitamine, sunt... Cred că nu știu dacă e chiar așa, adică ai vorbit cu un medic? Da, mă, ne-am dus la 3 nutriționiști atunci. Și ți-a zis că... Și ne-a zis că dacă mănâncă proteină animală și ouă, mai ales, și să fiu atentă să mănânce albuș de ouă, adică dacă îi fac o omletă, să-i fac din două albușuri decât, și un gălbenuș. E ok, adică nu se întâmplă nimic. Adică e ok, dar să am grijă să fie, să aibă tot așa, să aibă proteina în alimentație, știi? Dar ea nu a vrut să mai mănânce carne de la 8 ani? De ce? A văzut ceva la școală? Da, noi aveam găini pe care țineam ca să fie carnea ok, știi? Că acum și carnea asta trebuie să fie sigură, da, că așa, corect. Într-adevăr, dacă mănânci carne așa, corect, nu e ok. Și ea vedea că mai dispare o găină, că mai dispare o găină, știi? Da, că le dădea nume, Bibilica, nu știu, nu știu așa, știi? Și când a văzut ea că tot dispar, s-a prins, na, da, unde dispar, da, cum că apar farfurie, na, era așa o chestie. Și a zis gata, nu mai. Și nu mai mănânc, da. Și de atunci mai mănâncă carne? Și nu mai mănâncă. Și acum o se ține așa? Deci mă vede pe mine că mănânc. Eu să știi că sunt și omul care mănânc cu foarte multă poftă. Adică de pe mine, dacă mă vezi, dacă nu mănânc, cu iau câte o pulpă. Și să știi că mă uit așa la mine și cred că mă apuc și eu de carne. Cred că previn la niște obiceiuri. Pentru că eu acum, pentru că de când... analizele și ai văzut că nu ți ies cum trebuie și atunci ai zis, bă, gata, trebuie să încep din nou. Da, pentru că trebuia să iau tot soiul de, ți-am zis, eram cu pumnul de suplimente, da, știi? Și eram, adică mă deprimeam, adică ziceam că... Și ficatul și alte chestii. Nu, exact, asta e iar o poveste, știi? Tu ai avut și tu, cred, o încercare de asta... Sau ți-ai dorit foarte tare, nu? Cu și ce? Ai citit despre treaba asta? Cu ce? Cu vegan? Da, nici, cu, nici cu vegetarian? Cum să nu mănânc sarmale cu... Păi, de capul meu! Ce uite, eu, de exemplu, asta n-am avut, n-am și nici acum, n-am cu sarmalele, cu cârnații, cu carnea tocată, știi? Dar, uite, asta, și asta spun, că eu am, treptat a fost așa. La început, nu mâncam carne, vreo 8 ani de zile. După care, una din perfuzii, nu știu ce îmi zice doctorul, îi spuneam eu că iau colagen și mi-a zis doctorul, mă, Ioana, cât de frumos e colagenul și cum arată el la ambalaj, știi care e cea mai bună carne? Știi, mă, piftia, că de ce mi-a venit când a zis de piftia, sau ciorba de oase. Poți, mă, o ciorbă de aia de oase să scadă, puneți la frigider, așa, și dă câte un șat de ăla dimineața. Dacă știi? Poți, da. Și eu zic, păi cum, Daniel, tu ești vegană și dau șatul de dimineața de ciorbă de oase? Mi se pare așa ciudat. Poftă, că ți-ai pus, nu? Vinerea, da, vinerea? Da. Că nu, eu am depostul Paștelui, acum am încercat. Greta, dă-mi, să vezi ce mi-am comandat. Știi ce mi-am comandat? Urzici. Bună, tata, mi-a făcut și mie mama. Și praz cu măsline. Olteanu, mi-am luat acum să mănânc și am zis că poate, dacă vreți, împar cu voi. Nu, nu știu ceva, eu nu mă țin. Mă țin pentru că eu am făcut duminică o ciorbă de salată și de lobodă. Da. Și mi-am făcut și de post și mi-am pus în casolete în congelator. Și mi-am făcut și de dulce cu omlețică, cu panceta, frumos. Și soțul a făcut cannelloni. Și de asta mă duc acasă, deci nu mă tentează deloc varza și urzicile și spanacurile tale. Da, și eu am avut spectacol dimineață și m-am dus acasă și am mâncat și am venit acum că o cărniță cu salată, niște cu ridic și cu salată. După 8 ani, ce gust are? Măi, acum să vă spun ceva, mie nutriționistul mi-a zis acum să nu mănânc, să rup carnea două zilnic și așa. Nu, de 2-3 ori pe săptămână, mai cu puiul, mai cu... eu nu mai puteam să... eu mai mâncam pește din când în când. Măi, când vedeam pește, mă duceam la nunt, ce se dădea la nuntă? Toată lumea mânca și eu cu peștele. Și când vedeam somon acolo, ia, zic, uite, ia somonul din... Ia uite, fii atentă, deci uite, aici, urzică. Am zis că pe pauza publicitară, urzică și mă de asta cu praz. A, prazul, da. Pentru ce cu e foame, uite ce avem, urzici, avem măsline, avem de toate. Vine și Mihaela Bilic, n-aveți treabă, nu? Da, nu, eu mai am unătătite, dar o anulez, dă-o încolo. Rămâneți cu noi, ne întoarcem imediat, că vine și Mihaela Bilic și vorbim despre alimentația la copii. Alex, îi facem și Ioanei, Gingira? Hai să-mi facem, perfect, după publicitate ne întoarcem, rămâneți cu noi, suntem imediat înapoi.